Cernobâl, Părintele Călătoriei în spațiu, 1894-1989. Hermann Oberth wurde am 25. Juni 1894 in Hermannstadt geboren als Sohn des berühmten Chirurgen Dr. Julius Oberth und der Valentine Krasser, Tochter des Dichters und Philosophs Friedrich Krasser. Hermann Oberth s-a născut la 25 iunie 1894 la Sibiu, ca fiul al renumitului chirurg Dr. Julius Oberth și a Valentinei Krasser, fiica poetului și filozofului Friedrich Krasser. Zwischen 1904 und 1912 studierte der junge Hermann Oberth an dem Schäßburger Gymnasium und an dem Eberndorfiger Lyzeum an der berühmten Bergschule. Von den literarischen Werken des Jules Verne inspiriert, beschäftigte er sich schon als Schüler mit der Physik und war fasziniert von der Idee der Weltraumfahrt. Între 1904 și 1912, tânărul Hermann Oberth a studiat la Gimnaziul German din Sighișoara și apoi la Liceul German din același oraș, la renumita școală din Deal. Inspirat de operele literare ale lui Jules Verne, el a fost preocupat de fizică și a fost fascinat de ideea zborului în cosmos. Der junge Wissenschaftler ging 1913 nach München, wo er zuerst das Medizinstudium begann. Aber, laut seiner Erinnerungen, konzentrierte er sich darauf auf die Physik, seine echte Leidenschaft. In den Wirren des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 musste er zurück nach Siebenbürgen kommen, wo er seine wissenschaftliche Arbeit weiterführte. Er endete seine Studien in Klausenburg zwischen 1919 und 1923, wo er den Titel eines Physikprofessors bekam, in 1923. In der Zwischenzeit veröffentlichte Oberth die Ergebnisse seiner Studien in ein Buch, welches in einem Prestigeverlag aus Deutschland, München, erschien. Ein Buch, das von berühmten Physikern der Zeit hochgeschätzt wurde. Tânărul savant a mers în 1913 la München, unde a început inițial studiul medicinei, dar, potrivit memoriilor sale, s-a concentrat ulterior asupra fizicii, adevărata sa pasiune. În vremurile tulburi ale primului război mondial, 1914-1918, Oberth a trebuit să se întoarcă în Transilvania, unde și-a continuat munca științifică. El și-a terminat studiile la Cluj între 1919-1923, unde a primit titlul de profesor de fizică în anul 1923. Între timp, Hermann Oberth și-a publicat rezultatele muncii științifice într-o carte care a apărut la o editură de prestigiu din Germania, în München, carte foarte apreciată de către fizicienii de atunci. În iarul 1923, cam Hermann Oberth la Mediaș, wo er Mathematik und Physikprofessor wurde, am den Stefan-Ludwig-Roth-Gymnasium, die heutige Oberschule. Hier in Mediasch setzte Oberth seine Studien fort und begann die Arbeit an einem zweiten Buch, welches sein Lieblingsthema behandelte, die Weltraumfahrt. Sein zweites Buch war 1929 fertig und war wieder hochgeschätzt von Wissenschaftlern aus Deutschland und Frankreich. În 1924, Hermann Oberth a ajuns la Mediaș, unde a devenit profesor de matematică și fizică la gimnaziul Stefan Ludwig Roth, actuala școală gimnazială Hermann Oberth. Aici, la Mediaș, Oberth a continuat studiile și a început munca pentru cea de-a doua carte, ce trata tema sa preferată, Zborul în spațiul cosmic. Cartea a fost publicată în 1929 și a fost din nou foarte apreciată de savanți din Germania și Franța. Die international anerkannte wissenschaftliche Arbeit Hermann Oberths brachte ihm einen Forschungsaufenthalt an der Technischen Hochschule in Wien in 1938 und an der Technischen Schule in Dresden in 1940. Im Jahre 1941 ging Oberth nach Bellmühle, wo er die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Arbeit ins Praktikum setzen konnte, indem die von ihm entwickelte Raketen wirklich gebaut wurden. Zwischen 1955 und 1960 war Oberth Mitarbeiter des amerikanischen Raumfahrtsprogramms in Huntsville, USA, wo er als Wissenschaftler ausgezeichnete Resultate gehabt hat. Ab 1960 trat Oberth in Ruhestand und wanderte zurück nach Deutschland, nach Feucht bei Nürnberg, wo er bis zu seinem Tod blieb in 1989. Als Redner beschäftigte er sich hauptsächlich mit philosophischen Fragen, aber auch mit der Idee, welche ihn schon als Kind fasziniert hat, die Raumfahrt. Munca științifică a lui Hermann Oberth, recunoscută în plan internațional, i-a dus un stagiu de cercetare la Facultatea Tehnică din Viena în 1938 și la Facultatea Tehnică din Dresda în anul 1940.
În 1941, Hermann Oberth a mers la Peenemünde, unde a putut să-și materializeze rezultatele științifice ale muncii sale prin faptul că rachetele concepute de el au fost construite în realitate. Între 1955 și 1960, Oberth a lucrat pentru programul spațial american de la Huntsville, SUA, unde a obținut ca savant rezultate excepționale. La 1960, Oberth s-a pensionat și s-a întors înapoi în Germania, la Foști, undeva lângă Nürnberg. Ca pensionar s-a ocupat mai ales de întrebări filozofice, dar și ideea care l-a fascinat încă din copilărie, zborul în cosmos. Seine wissenschaftliche Tätigkeit hat ihm 5 Ehrendoktortitel gebracht von den Universitäten aus Iowa, USA, Berlin, Barcelona, Klausenburg und Graz und zahlreiche Preise und Medaillen. Dank seiner Arbeit waren die Raumfahrt und die Mondlandung möglich, welches ihm den wohlverdienten Titel Vater der Weltraumfahrt gebracht hat. Activitatea sa științifică i-a adus 5 titluri onorifice de doctor acordate de universitățile din Iowa, SUA, Berlin, Barcelona, Cluj și Graz, precum și numeroase premii și medalii. Datorită muncii sale au fost și sunt posibile zborurile în spațiu, precum și stelenizarea, fapt care a adus bine meritatul titlu de Părinte al Călătoriei în spațiu. Wir danken den Heimatgemeinschaftsmedias und insbesondere Herr Alfred Glöckler und Hans Otto Droglow für die Übernahme und die Schenkung der Hermann-Oberth-Büste. Ein herzliches Dankeschön den Lehrern der Hermann-Oberth-Schule für das Programm. Frau Orban, Frau Havritschuk, Frau Seroyu, Frau Bodo, Frau Helmatiu, Frau Ziegler, Frau Bozai, Frau Dan und nicht an letzter Stelle Frau Direktor Ophrian Daniela. Allen Anwesenden danken wir für die liebevolle Beiträge und die Aufmerksamkeit. Mulțumim Asociației Locului Natal Mediaș din Germania, în special domnilor Alfred Glöckler și Hans Otto Droplov, pentru dăruirea acestui burs școlii noastre. Tuturor le mulțumim pentru participarea la această serbare. Stimați oaspeți și invitați, dragi elevi, dragi colege și colegi, vedeți, astăzi ați avut ocazia unei altfel de serbări. Elevii școlii Hermann Oberth au organizat această serbare fără ca să ne implice pe noi. Totuși, eu doresc să vă spun acum aproape în încheiere un cuvânt, pentru că încheierea o va face, îi va reveni domnului Droplov, și să vă spun că este un eveniment deosebit pentru noi. Pentru noi care suntem medeșeni, pentru noi care cunoaștem școala germană, pentru noi care am trăit de-a lungul anilor evenimentele în această școală. Eu sunt un rezultat al școlii. Am urmat aici cursurile școlii, liceul ROT pe vremea aceea și după studii, la o anumită perioadă, m-am reîntors în această școală. Am participat împreună cu multe cadre didactice care se află în sală la botezul acestei școli. După câțiva ani, școala nouă din Mediaș a primit numele de școala Hermann Oberth. A fost sărbătorită cu mult fast și bun simț și s-a bucurat, cred, întreaga comunitate a noastră. Astăzi avem deosebita plăcere să încununăm acest nume al școlii cu bustul lui Hermann Oberth, dăruit de Asociația din Germania, cu mult drag, școlii noastre, care va întâmpina pe orice vizitator și, bineînțeles, pe noi toți, zilnic, la intrarea în școală. Țin să mulțumesc în mod deosebit acelora din Germania care s-au gândit la școala noastră și să vă spun că acum 2 ani, când am înodat această relație, n-am prea crezut că, într-adevăr, se va și finaliza. Dar m-am înșelat și mă bucur că m-am înșelat.
Domnul Drotlov, aici alături de noi, îl invit să ne spună câteva cuvinte. Stimată doamnă Oprean, stimate domnule viceprimar, dragi oaspeți de onoare, dragi elevi și cadre didactice ai școlii Hermann Oberth, în momentul în care doamna Oprean am întrebat-o cum se va desfășura această serbare, mi-a zis, lăsați-vă surprins, va fi o surpriză, elevii au organizat serbarea și ei vor conduce prin această serbare. Și atunci m-am gândit să-mi formulez eu în sinea mea niște cuvinte care să le rostesc. O să mă las și eu surprins de ce îmi scoate mintea după ce am vizionat această serbare. M-am decis să procedez așa, desigur un pic exagerat, două, trei gânduri mi le-am pus, cel puțin să știu cum să încep și cum să termin. Nu știu când o să termin, sper că dat fiind improvizația să nu fie prea mult. Dar totuși vreau să spun câteva cuvinte. Cred că am trăit cu toții un moment istoric. Ceea ce este de fapt trivial, pentru că în momentul în care această clipă a trecut și am rostit fraza că momentul este istoric, a devenit istoric, pentru că viitorul a început deja, prezentul și viitorul. Deci viața noastră curge, panta rei, ceea ce a fost această frumoasă, acest frumos spectacol cu dansuri, cântece și poezii, a devenit deja istorie. Și vreau să încep cu, dat fiind că elevii au prezentat foarte frumos biografia și importanța lui Oberth în general și pentru omenire, vreau să vă povestesc un mic moment din istoria trăită, oral history, e ceva la ordinea zilei, nu se mai fac doar istorii academice. Și mi-am adus aminte de o singură dată când și eu personal l-am întâlnit pe Hermann Oberth aici la Mediaș, în urmă cu 41 de ani, când a vizitat în vara lui 1972 orașul natal. Ne-am adunat cu toți atunci în sala festivă, aula a gimnaziului liceului Ștefan Ludwig Roth și a ținut o prelegere. Și nu ne-a ținut o prelegere științifică, ci și el a povestit așa din amintirile lui din copilărie. Amintirile lui din copilărie, bineînțeles, care au avut ceva de a face cu știința și cu invențiile lui. Și țin minte că stăteam acolo, eram elev în clasa 12-a, scurt înainte de bacalaureat, aveam un caiet pe genunchi și făceam notițe, să nu uit ce a spus. Mi-a semnat hârtia aceea după aceea, din păcate s-a pierdut. Am avut un autograf al lui Oberth, valoros, dar nu mai există decât în amintire. Și țin minte că ne-a povestit cum a făcut primele experiențe în imponderabilitate, deci în condițiile care se întâlnesc în spațiu cosmic, cum să faci la Sighișoara experimente cu imponderabilitatea. Dacă te numești Hermann Oberth, știi cum să faci. S-a urcat pe, cum se zice, turnul de unde sare în apă. Pe trambulină, s-a urcat pe trambulină, avea în mână o sticlă de un litru jumătate umplută cu apă. Și a sărit în jos, ținând în mână sticla în forma asta. Și în momentul în care a sărit în fața ochilor, a ridicat un pic sticla în sus. Și atunci, pentru o clipă măruntă, de fracțiune de secundă, forța gravitațională se anulează. Și poți, dacă repezi destul de mult, te uiți suficient de mult la ea, poți să vezi ce se întâmplă cu lichidul acesta din sticlă în imponderabilitate. Nu știu dacă cei prezenți știu ce se întâmplă, se urcă în sus. Se urcă pe perete în sus, pentru că greutatea nu mai ține lichidul în jos. Deci Oberth atunci, la vârsta de poate tot un 18-19 ani, eventual mai puțin decât aveam eu, elev de liceu în momentul respectiv, el deja s-a gândit nu la formulele care îi trebuie să expulseze o rachetă în spațiu extraterestru, el s-a gândit la niște consecințe practice.
dacă combustibilul era acolo, cum să-l manipuleze. Deci au mai trecut de atunci 50 de ani până ce a zburat prima rachetă, nu 4, în 4 de 30 de ani m-a trecut. Dar el deja se gândea la asta, deci el era un om extraordinar de vizionar. Și de ce vreau să, de ce m-am oprit la acest detaliu, trebuie să încercați să vă gândiți la Sighișoara Mediaș pe la 1910. De-abia a ieșit din Evul Mediu, un pic exagerat spus, dar încă nu era industrie. În America deja se construiau mașini și așa mai departe, aici se mai mergea cu căruța și așa, dar era Obert aici, cu viziunile lui, care l-au condus la o realizare extraordinară. Și de unde totuși a venit forța asta? Forța asta a venit dintr-o comunitate care a cultivat știința, care a cultivat educarea tineretului, care de sute de ani a avut școli și profesori care umblau în lume, aduceau știința aici, a fost schimbul ăsta cultural. Ăsta a fost, de fapt, humusul pe care a putut să crească spiritul unui savant atât de genial ca și Hermann Oberth. Acești elevi care ne-au încântat astăzi prin performanțele lui au și fiecare, cel puțin în principiu, potențialul de a deveni savanți, poate unul sau altul asemănător sau chiar să-l întreacă pe Hermann Oberth în performanțele lui. Acesta a fost prima idee pe care am vrut să o vă spun. Aș vrea să spun acum câteva cuvinte în limba germană. Cel puțin citatul cu care încep, îmi vine foarte greu să-l traduc. Eventual mă ajută Helmut. Un scriitor german de secolul XIX, care nu, la momentul actual nu rețin exact numele, a spus următoarele cuvinte. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Deci, el zice, foarte întortocheată fraza, gândește-te că moștenirea pe care ai primit-o de la strămoșii tăi, trebuie să o câștigi ca să o deții. Deci, moștenirea primită de la predecesorii tăi, câștig-o ca să o deții. Sașii din Transilvania timp de câteva secole au ridicat o societate care i-a pus în situația să mențină, să recâștige din nou și să mențină, să dețină această moștenire. Până la mijlocul secolului sau sfârșitul secolului 20, când s-a schimbat ceva radical. A fost, cel puțin, a fost exodul sașilor, cu foarte mici excepții, unii dintre cei care au răspit și au rămas sunt aici în sală prezenți. Ei au plecat, dar totuși moștenirea lor mai există. Există în două locuri acum. Există moștenirea materială, dar nu numai materială, care a rămas în Transilvania, că nu poți să o iei cu tine. Și există o mică moștenire materială, ceea ce s-a mai putut lua, niște hârtii, niște fotografii și niște amintiri, plus moștenirea spirituală, care cei care au plecat au dus-o cu ei. Sunt două locuri în care se cultivă sau se speră să se cultive această moștenire. Și noi aici am asistat la performanța unui grup de elevi din școala germană Hermann Oberth și a cadrelor didactice care exact acest lucru l-au făcut și îl fac. Ei
conservă și sunt, după cât știu, majoritatea lor nu sunt de origine germană, sunt român, sunt poate maghiar, sunt alte naționalități, dar ei au un grup de dans, poartă portul popular al sașilor, dansează și au zâmbit atât de frumos, încât am înțeles că nu dansează pentru că trebuie să danseze, ci pentru că vor să danseze. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Cred că un lăcaș unde acest lucru se materializează la media, și nu numai la media, ci și în alte orașe ale Transilvaniei, este școala. Și începe, într-adevăr, cu cei mai mici de la clasa 0, începe cu grădinița, începe cu cei de la clasa 0, începe și se termină cu cei de la liceu. Iată de ce asociația locului natal Mediaș, pe care împreună cu prietenul Alfred Göckler o reprezentăm astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră, s-a decis, pe lângă parteneriatul care l-am început în urmă cu 2 ani, unde încercăm să sprijinim școala prin donații de cărți, de material didactic și sperăm să se materializeze și alte activități, să punem un semn material al respectului și mulțumirii medieșenilor plecați față de cei care depun această activitate aici, în orașul nostru natal. Și dat fiind că școala germană, întemeiată după 1989, a primit acest nume, cum ne-au și spus elevii, i s-a conferit numele lui Hermann Oberth, am considerat că conferirea bustului lui Oberth către școală din partea asociației locului natal este un alt gest material, este de fapt un foarte mic semn de mulțumire și de respect cu care ne închinăm față de eforturile dumneavoastră, dar nu numai față de eforturi, ci și față de rezultate. Pentru că dacă nu ai decât eforturi și nu ai rezultate, e păcat. Dar aici s-a văzut o mică parte din rezultate. Și pentru asta vreau să închei mulțumind tuturor elevilor care cu veselie, cu bucurie și cu mult entuziasm ne-au prezentat rezultatele, unele rezultate ale muncii lor. Mulțumesc mult cadrelor didactice care i-au ajutat, i-au învățat să facă treaba asta și vă dorim multă sănătate, succes în activitate, succes la învățământ, să deveniți oameni de nădejde și să purtați înainte amintirea și a sașilor despre care ați învățat la școală și a românilor din ale căror familie veniți și să schimbăm într-un punct important hai să zicem cursul istoriei. Revin pe scurt. Comunitatea germană în Transilvania, printre altele, s-a conservat mai mult sau mai puțin neschimbată timp de 700 de ani din cauza faptului că s-au izolat destul de mult. Ei au trăit într-o structură închigată care li s-a conferit în urmă cu 800 de ani de către regii Ungariei. Ei au încercat să peregrineze treaba asta. Până la urmă, cumva, n-au mai reușit să-și continue treaba și s-a luat istoria cursul pe care l-are acum. Șansa mare a noastră este să învingem izolaționismul. Acum, distanțele sunt mari între majoritatea sașilor și patria lor în Transilvania, dar vitezele s-au mărit. Pe vremurile trebuia 2-3 săptămâni să călătorească din Transilvania în România. Acum trimitem un mesaj pe Facebook și ajunge într-o secundă la Mediaș și ne răspundem printr-un e-mail care merge tot așa repede. Vin avioane, vin autobuze, vin mașini, vin și oamenii. Ne-am bucurat că am primit invitația să vizităm Mediașul anul viitor într-o nouă întrunire a medieșenilor plecați cu medieșenii
rămași și sperăm, așa cum am discutat în pregătirea acestei întâlniri, să nu fie o întoarcere a sașilor din Germania să serbeze undeva într-un colț al orașului între ei, ci să fie o serbare a sașilor plecați care vin să serbeze cu toți medieșenii care au rămas, indiferent de cum se cheamă și cum și unde s-au născut. Deci, asta este lucrul pe care a vrut, cred că acel poet german să spună: Was du ererb von deinen Vätern hast, erwirbest, um es zu besitzen. Vă felicit, vă mulțumesc, vă doresc sănătate și numai bine. Domnul viceprimar, domnul Petrescu, care este pentru prima dată, cred, aici în mijlocul nostru al școlii, ca și oficialitate, ca și părinte, a fost cât? Vreo 10 ani? Păi, ce diferență este între fete? Un an. 4, deci 9 ani. Cu liceu. 9 ani plus 4 ani liceul la secția germană. Deci ne cunoaște așa. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Numele primăriei, a Consiliului Local și a domnului primar. Eu sunt unul dintre acei care fac parte din noastea colegului nostru din Germania. Fetele mele au terminat școala generală și liceul, limba germană în Mediaș. Este un gâștig pentru mine și pentru familia mea acest lucru. De aceea vă asigur că în continuare, din partea primăriei și din partea Consiliului Local, aveți tot sprijinul ca școală germană, ca liceu în limba germană, ca etnie germană care sunteți alături de noi. În continuare o să sprijinim cu tot ceea ce ne stă în putere acțiunile și activitățile dumneavoastră și, în ultimul rând, când aveți nevoie de ceva de la primărie, vă rog să apelați la mine, indiferent că veniți din partea școlii sau ca simpli cetățeni. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Mulțumim elevilor! Le urăm! Dar jumătate este totuși în sală. Le urăm un weekend plăcut, iar pe adulți îi invit să mai discutăm despre Hermann Oberth alături în foaie.